Mergeți în excursii, da. Turism, faceți tratament? Nu, nu niciodată. Nu tratamentul. Că nu am timp. Că restul timpului, când vin la tratament, m-am dus la casa părintească a lui bărbatul meu și acolo am grădină, acolo îmi cresc pui să dau la copii. Grădină, dar am trecut, n-am făcut. De ce? Am trecut, a fost un an segetos. Și am făcut la tratament, am făcut, mi-a scris acolo doamna asta de la casa de pensii, mi-a dat telefon și eram acolo și zic, vai, doamna, o cheamă Monica, doamna Monica, eu sunt dincolo de munți, în Oltenia, în Gorj, la casa părintească a soțului meu. Și doamna Petrescu, am un bilet, vă interesează la George. Păi cum să nu? Și pentru când trebuie să fiu? Și era cam după 5-6 zile după ce am primit telefonul. Zic, biu, păstrat biletul. La George merge de obicei sau și la alte stațiuni? M-am dus numai aici. De ce? Eu sunt o fie, nu știu cum să zic, îmi place să fiu stimată, să fiu respectată. Dar de multe ori sunt alții care nu știu să facă așa ceva. Dar de fapt nici nu m-am dus. Bilete să găsesc și într-o parte și într-alta. Și eu am preferat astea întotdeauna. Numai odată m-am dus la Felix. Dar nu mi-a făcut bine apa. Era slabă după moartea lui bărbatul meu și apa mi-a făcut rău. Și acolo era doctoriță, o fostă prietenă a familiei noastre. E, doamna asta s-a căsătorit cu un coleg de an la drept al lui Ticu. Și făceam din două în două săptămâni aici, câte o serată. Și Ticu venea cu Rodica, cu nevastă sa, și pe lângă ei mai venea alți colegi. După aceea și Iusti, care e mort, și el venea cu fata asta care s-a căsătorit, care trăiește și are două fete, și cu alți colegi. Și se făcea aici așa o petrecere de o seară. Și doamna asta era, lucra la Felix, la Hotel Felix. Și eu aveam bilet, am avut bilet confort 2 și m-a dat la o casă, nu departe de hotel, dar nu mi-a plăcut. De ce? Așa scârțăia, scândura și toate erau comune. Și n-ar fi fost nici asta, că eu am trecut prin toate. Dar a venit acolo vreo 5-6 femei. Și am zis, iubitele mele, ne spălăm pe rând că noi avem decât o pompă. Dar una dintre, ce e dumneata? Facem noi ce vrem. Și mie mi s-a părut o insultă. Și m-am și dus la recepție, fără să vorbesc cu doctorița, că am căutat-o pe doctoriță. Dar ea era plecată într-o excursă cu bărbatul cu tot în Ungaria. Deci am ajuns acolo sâmbătă și duminică ea a fost plecată, am căutat-o. Și dar când, luni, când m-am dus la recepție și a zis, doamnă, nu mai zic de la Cluj, dar i-am povestit cum vă povestit. Și a zis, nu mai avem nicio cameră. Și am vrut cu doamna cu care am fost prima dată, o femeie cum se cade. Mergeți cu cineva în stațiuni? Deci nu mergeți singură? Ba singură, întotdeauna m-am dus. Singur. Și acolo mi-am găsit. Anul trecut ați fost? Și am trecut. La George? La George, dar m-a dus Ticu. Da. Anul ăsta unde mergeți? Păi tot acolo aș vrea. Păi mi-a dat telefon doamna director, care e politica, a schimbat-o. Și acum, dința mi-a dat telefon că e tot acolo, dar în altă funcție. Dar zice, director, avem un director foarte tânăr, dar foarte cum să cade doamna Petrescu. Și acum, de o săptămână, iar mi-a dat telefon. Că ce face? Zic, doamnă, mulțumesc, ca unul la 100 de ani. De când mergeți în stațiuni? Poftiți? De când mergeți la tratament în stațiuni? De când? Păi am spus, prin 87-88, așa ceva, nu știu precis. Dar, în tot caz, după moartea lui bărbatul meu. Și vă duceți și jurnalul acolo? Vă notați ce faceți în fiecare zi? Atunci,
acceptez, nu scriu nimic. Ce vă scrieți în jurnal? Păi am spus ce scriu, ce fac în ziua aceea, lucrurile mai principale. Ce faceți într-o zi obișnuită, acum, păi, în preajma vârstei de 100 de ani? Nu mă simt așa bine că am avut vârstă înaintată, ce am mâncat, ce am făcut de mâncat, nu bine așa, măi, nu așa de principale. Citiți ziare? Nu văd. Mi-a făcut operație în 2003, m-am dus văzând, mă durea ochiul. Că nu v-am spus nici, am multe de povestit. Soacră mi-a fost paralizată, avea 3 fete și cu bărbatul meu era cel mai mic. Și eram aici, că v-am spus că am adus să vadă și ea unde e Clujul, că nu-l văzusă. A stat aici o lună și s-a paralizat când a fost în 75. Și m-am dus acolo, vedeam de fata avocatului, care o are și el. Și am lăsat fata, că la copii vine, găsește femei, dar la paralizat nu vine nimeni. Și m-a ales la țară. Avea 3 fete, dar n-a venit nici măcar să o vadă, nu s-o spele. Că la, era așa paralizată că nici nu vorbea nimic, doar să uita cu ochii. Și băiatul meu și cu care mi-am uit, a alergat o zi întreagă în Târgu Jiu că nu găsa doctor. Că era acolo să face, să ține piață duminica. Și toată lumea era plecată. Și a găsit o tânără. Și a adus-o. Și asta a zis că nu știu că e paralizată. A zis că are pneumonie. Și dar rețeta i-a folosit. Și a dat o rețetă cu injecții. M-am dus prin sat, am găsit o doamnă care venise la București și era, ea era bucureșteancă, dar bărbatul era de acolo din sat. Și m-a înțeles și a venit și a făcut injecțiile, am plătit. Și a început să miște mâinile, a început să vorbească și devenise atât de inteligentă, aproape mai inteligentă de cum a fost înainte de acolo. Dar nu mișca. Nu știa de picioare, nu știa nimic. I-a făcut injecțiile alea și bari putea să îi ducea mâncarea lângă pat, dar înainte, până când asta a durat cam o lună de zile, el n-a putut mânca, n-a putut mișca. Și da, mi-a plin, era pe gătă.